Nicolae Bănicioiu și Ecaterina Andronescu nu au mai ajuns la acest eveniment al tinerilor PSD-și gojeni, însă și-au făcut prezența senatorul Toni Mihail Greblă și deputatul Vasile Popeangă. Claudiu Manta și-a făcut deja planurile pentru alegerile din 2016. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor care m-au votat și au demonstrat că am făcut treabă în perioada în care a fost președinte interimar. Sper ca viitorul mandat să fie unul cu mai multe realizări decât acestea, pentru că ăsta este scopul nostru, să depășim barierele și să atingem obiectivele politice propuse. Printre cei care au apreciat faptul că la această întâlnire au participat și seniorii socialdemocrații, s-a numărat și președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru. Este o zi importantă atât pentru domnul Manta, cât și pentru organizația de tineret PSD-ului din județul nostru. Șeful județului Ion Călinoiu crede că viitorul partidului este pe mâini bune. Bine. La fel ca și ei, tineri, și mai ales sunt bucuros că avem în cadrul Partidului Social Democrat o organizație de tineret puternică, ceea ce nu ne asigură nouă garanția că ștafeta între generații se va preda în mod firesc, normal, dar nu asta e important, și convins fiind că lucrurile vor merge mai bine când ei deja întrepătrund în responsabilitățile pe care le avem acum, iar viitorul e clar pe mâini bune.